Salutare tuturor, sunt Radu Pandrea alături de Marius. Suntem în stupină pentru realizarea unor operații de mijloc de aprilie. Nu contează care sunt operațiile, important e că am dat de o situație nevăzută zilnic, să spun așa. În momentul în care am ridicat un capac pe deasupra ramelor, mi-am dat seama că stupul respectiv nu are matcă. Cel puțin am intrat la bănuiel că stupul respectiv nu are matcă, așa că am intrat în interiorul lui, unde am ajuns la o certitudine. Într-adevăr, nu avea matcă. Haideți să vă arăt care sunt semnele care ar trebui să vă dea de gândit atunci când ridicați un capac, cu privire la faptul că în acel stup nu este matcă. Haideți să uit așa pe viu, facem această filmare. Când am săltat capacul acestui stup, am observat niște botci. Am observat niște botci aici, pe deasupra. Bineînțeles, niște botci nefinalizate. Însă, mi-au dat de gândit. O să focalizăm puțin mai bine. Ia uite-le. Le vedeți? Se văd de deasupra, se văd fără să scoți ramele din stup, se văd aceste botci. Uite și aici. Deci vedem niște botci la mijlocul lunii aprilie, destul de multe. Se vede că sunt proaspăt formate, adică nu sunt formate de anul trecut, da? Ia uite. Pe mai multe rame, pe ramele de cuib, pe ramele unde a fost cantonat cuibul pe tot parcursul iernii. Asta mi-a dat de gândit. Da, într-adevăr, am albină cu polen. Uitam aici o albină cu polen. Însă nu e suficient. Și atunci am hotărât să desfacem cuibul. L-am desfăcut și am ajuns la o concluzie clară. Matca îi lipsește, avem puiet căpăcit, am avut puiet căpăcit care eclozează, însă nu avem puiet larvar, nu avem ouă, nu avem ceva care să ne dea certitudinea că am avea matcă. Am mers mai departe, am găsit un ghem de albină pe o ramă, un ghem de albină sub care era clar ascunsă o matcă. Ne-am dat seama că e hărțuită destul de tare, așa că am scos-o de acolo. Poftim. Am dat și de o botcă. Ia uite aici. Am dat și de o botcă eclozată. E clar că de aici a ieșit matca. Nu știm de ce și-a schimbat matca. Nu știm de ce a rămas fără matcă. Probabil din neatenția noastră, când eu am fi pus ceva turtă cu, știu eu, 20 de zile. După cum arată puietul, are cam 20 de zile. Vedem aici că eclozează, da? Uite, aici avem puietul care eclozează. E clar că acest puiet are 20 de zile, 21 de zile. De atunci nu mai avem matcă. Bun, ce facem cu el? Am aici între degete matca. Matca neîmperecheată. Vezi, Marius? Da. O matcă neîmperecheată e o matcă slăbuță, e o matcă care fuge pe rame. Ai văzut cum fuge? Exact. Cum fugea pe rame, sărea pe rame. Albinele stăteau ghem pe ea. Deci e o matcă clar neîmperecheată pe care albinele o forțau să iasă la împerecheat. În jurul ei ai văzut în ghemul ăla și câteva albine moarte. Da, da, am văzut. Albinele alea, uite, una dintre ele e aici.
albinele astea au fost înțepate. Au fost înțepate cu un scop. Ori hărțuiau prea tare matca, ori erau în aceeași trupă cu ea, în aceeași gașcă cu ea. O fereau, o protejau. Da? Deci una din două. Oricum matca asta, pentru ca să ne ponteze, are nevoie de trânturi. Are nevoie de trânturi. Deocamdată nu sunt trântori suficient de mulți în stup, iar trântorii care avem de anul trecut în stup sunt nu mai sunt viabili pentru împerechiere. Așa că, cel puțin noi, aici în Ardeal, deci nu avem încă trântori viabili pentru împerechiere. Așa că matca asta, dacă a eclozat astăzi, mai trebuie să aștepte cel puțin 2-3 săptămâni să aibă trântori cu care să se împerecheze, trântori maturi, sexual, cu care să se împerecheze. Dacă mai așteaptă încă 2-3 săptămâni, e posibil să nu se mai împerecheze. Pe urmă, dacă așteaptă 2-3 săptămâni, peste 3 săptămâni, suntem la mijlocul lunii aprilie, peste 3 săptămâni deja salcâmul în unele zone ale țării se scutură. Stupul ăsta, în 3 săptămâni, nu mai are albină decât albina care a eclozat și va rămâne foarte slab. Deci, degeaba așteptăm noi să se împerecheze matca asta la mijlocul lunii aprilie. Că e prea târziu. Că va fi prea târziu, pe de o parte. Pe de altă parte, e o matcă de salvare. E o matcă care nu avem control cum a fost hrănită, cu cât lăptișor de matcă, de când a început hrănirea larvei respective. Nu avem controlul asupra ei. Așa că ce vom face cu ea? Ar trebui să o înlocuim cu o altă matcă din altă familie. Probabil să unificăm cu o familie mai slabă, care are o matcă bună. Și astfel avem o familie și mai puternică și cu o matcă care pontează și duce mai departe familia. Marius vorbește un pic mai încet decât mine. Dacă s-a auzit bine, dacă nu s-a auzit, a spus că va trebui să aducem o colonie mai slabă sau un nucleu de împerechiere, dar care are o matcă bună. O colonie mai slabă nu înseamnă o colonie care are o matcă bătrână care nu mai pontează. Nu. O colonie slab dezvoltată, dar bună de unificat cu aceasta, înseamnă o colonie a cărei matcă s-a împerecheat târziu anul trecut, prin august, de exemplu. O matcă împerecheată în august este extraordinară, care nu a apucat să-și dezvolte o colonie suficient de puternică pentru a trece iarna, dar a rămas într-un nucleu pe care noi l-am păstrat. E o matcă tânără, e o matcă care atunci când o băgăm într-o astfel de colonie, își va da drumul la pontă. Bineînțeles că nu vom băga doar matca, pentru că albinele de aici sunt derutate, sunt foarte derutate. Deci avem aici o colonie, ai văzut, stăteau buluc pe ea. Derutate că nu au matcă. Le trebuie matcă care să ponteze, le trebuie puiet larvar ca să se liniștească, ca să aibă de lucru. Da? Deci ne trebuie să aducem o matcă cu o colonie, deci cu rame, care au puiet larvar. Pe care albinele astea care supărate că nu au matcă, albinele tinere supărate că nu au matcă, să înceapă să hrănească puietul, să hrănească puietul larvar. Deci avem nevoie de puiet larvar în această colonie. Vom merge și vom aduce. La această matcă nu avem ce să facem, pur și simplu o strângem, o strivim și o aruncăm. N-avem ce să facem cu ea. Stupul este derutat, ușor derutat din cauza feromonilor care au început să îi emane acea matcă. Matca aceea nu era eclozată astăzi, deci noi am presupus că dacă ar fi eclozat astăzi, dar nu e eclozată astăzi. Dacă ne uităm zona unde era vodka, pe partea asta la altă, dacă ne uităm la zona în care era botca, vedem că avem aici puiet care eclozează acum. Deci asta înseamnă puietul respectiv are 20 de zile, 21 de zile. Matca eclozează la 16 zile. Să zicem 17, pentru că a fost frig afară.
Deci să zicem că a eclozat la 17 zile, aici avem deja 20 de zile, a eclozat acum 3 zile matca respectivă. Deja feromonii începe să-i emane, am auzit-o și cântând, ai auzit-o cântând, mai mult plângea decât cânta, cântecul ăsta mărcie pentru a se face simțită în zonă. Atunci când ea cântă, se spune așa, cântă, emană și niște feromoni, niște feromoni de prezență, în care, prin care ea anunță colonia că e prezentă și nu mai e nevoie de altă regină în stup. Deci colonia asta acum e ușor devastată de incertitudine. Nu știe, are matcă, nu are matcă, matcă împerecheată sigur știe că nu are. O vom lăsa câteva ore să conștientizeze acum că nu mai are nici pe cea neîmperecheată și vom aduce o colonie numai bună de primit. Da? Hai că ne vedem peste câteva ore. Am revenit la individ după câteva ore. La individul fără matcă, la care, mă rog, avea matca aceea neîmperecheată, care, dacă așteptăm după ea să se împerecheze, o să pierdem familia aceasta. Deocamdată e pe 6 intervale. Este albină, ceea ce e destul de bine. Așa că vreau să o salvăm. Vom aduce, pur și simplu vom aduce o colonie mai mică. I-am verificat matca. Lăsăm acele folii deocamdată. Deocamdată le lăsăm. Are spațiu suficient albina să treacă, să se cunoască. Așa. Așa e chiar mai bine. Aș vrea o turtă proteică la el. A consumat destul de bine, așa că îi vom pune în continuare proteică. Așa. Peste punem colonia mică. Colonia foarte mică. L-am făcut în luna august și l-am iernat pentru asemenea situații. Avem aici matca, e practic pe un interval, avem pe două rame, avem albină, două rame și jumătate avem albină. E pontat, deci pontează matca, deci e bine. Asta a fost, dăm te rog capacul de la el. Da, da. Și îl închidem. Asta a fost cu stupul rămas fără matcă în începutul primăverii. Recapitulăm, l-am identificat, am eliminat matca neîmperecheată și i-am adus după câteva ore o matcă împerecheată, ținută la rezervă de anul trecut, din august. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, dați mai departe videoul, dacă nu sunteți înscriși pe canal, faceți-o pentru că vedeți multe, multe sfaturi utile. Până data viitoare, ținem aproape!